Salut, sunt tot seguidoare și astăzi vreau să vă prezint numărul 9 din colecția insectoriale, care este cicada neagră tropicală. Să iau camera. Uitați aici, insectoriale, numărul 9, cicada neagră tropicală. Aici am cicada. Uitați. Cicadele. Așa. Ea este alcătuită din abdomen bombat, două perechi de aripi, trei perechi de membre locomotoare, ochi compuși și antene scurte. Uitați aici. Forme ciudate. Uitați, aici sunt cicadele și ea poate trăi în pădure mediteraneană, pădure de eucalipt, pădure tropicală și tufărișul. Uitați, ca niște cuie vii. Uitați, nevoia de a fi la adăpost. Foarte frumos, iar principalii inamici sunt liliecii, păsări insectivore, viespile și gândacii. Stiluri muzicale. Uitați. O viziune greșită. Uitați, aici este limba franceză. Stați numai puțin. Așa. Iar acesta este următorul număr. Așa, iar acum să vă arăt cicada. Uitați. Aici am cicada. Stai puțin. Să pun puțin camera. Uitați. Cicada mea tropicală. Foarte frumoasă și foarte mare. Uitați ce cor bombat are. Ce aripi frumoase. Uitați din față cum se vede. Foarte frumoase. Stați numai așa, să aduc caseta. Să pun puțin aici camera. Așa, am adus caseta și uitați. Această cicadă se va alătura colecției mele de insecte reale. Uitați, primul număr, scorpionul manciurian auriu, al doilea număr, viesper gigant, cărăbușul oriental, lăcusta migratoare, cloșnița orientală, gărgărița uriașă de bambus, cărcăia polvienamez, scorpionul gigant și cea pe care v-am prezentat-o astăzi, cicada neagră tropicală. Foarte frumos! Așa. Nu mai puțin.
Așa. Uitați să vă mai arăt încă o dată și următorul număr. Uitați. Greierul asiatic de câmp. Uitați, greierul asiatic de câmp. Cam atât pentru astăzi, ne vedem în numărul următor din colecția Insecte Reale, care e greierul asiatic de câmp. Vă mulțumesc, la revedere!